Să aveți bucurie, să fiți binecuvântați, dragii mei telespectatori, cei care mă așteptați și poate v-ați pus chiar ceasul să sune, știind că la această oră voi fi în direct cu dumneavoastră pentru a dezbate subiecte care sunt de interes, subiecte care cred că nu pot fi neglijate și care sunt foarte actuale și sunt foarte prezente în viața noastră, de zi cu zi, mai ales în viața celor oameni care trec prin anumite încercări, prin anumite necazuri și supărări. Și iată cum emisiunea de astăzi este de fapt una specială, pentru că în ea voi trata aspecte care au legătură directă cu necazurile și problemele vieții noastre, cu neîmplinirile pe care le avem și cu tot ceea ce trăim mulți dintre noi, aceste stări pe care nu le putem descrie, dar ele vin sau se nasc dintr-o tristețe profundă care ne apasă și ne țin legați oarecum de ceea ce numim noi neputință. Iubiții mei, după cum citim pe micul ecran, întrebarea care de fapt mi-a fost adresată și mie, putem înțelege că emisiunea de astăzi va fi una specială. În ea voi trata lucruri pe care le știți sau nu le știți, voi dezvălui anumite secrete pe care orice credincios om de rând trebuie să le știe. Și de aceia care astăzi mă urmăriți în direct, ar fi bine să-i anunțați pe prieteni și pe cei care îi aveți aproape de suflet să urmărească această emisiune care va fi de lungă durată, pentru că o voi continua în parcursul a două ore. Emisiune în care voi trata toate problemele vieții, aspectele negative, tot ceea ce înseamnă energie neagră care ne ocupă mintea și ne fură de fapt bucuria vieții. Și, repet, după cum citim, dacă pot fi blestemele sau farmecele o cauză a problemelor noastre, sigur că la această întrebare trebuie să și răspundem. Iubiții mei, mulți dintre dumneavoastră, cei care astăzi ascultați această emisiune, sunteți într-o stare de neputință sau vă regăsiți în acele necazuri și supărări despre care eu vă vorbesc și vă puneți întrebarea care este de fapt cauza problemelor și de ce dumneavoastră, care până mai ieri erați bine, aveați o viață normală, aveați o conduită, să zic, la limita normalului sau chiar peste, ați ajuns să treceți prin aceste stări de neputință, prin ghinioane, prin anxietate și depresie și mai ales ceea ce constat în fiecare zi, ascultând la biserică credincioșii care vin să se plângă de problemele care le au în fiecare zi, îmi dau seama că cel mai dureros aspect pe care îl întâlnim zilnic este cel de a vedea că doi oameni care până mai ieri formau o familie se destramă. Deci vorbim din ce în ce mai mult de destrămarea familiilor, vorbim din ce în ce mai mult de boli incurabile care pun stăpânire pe viața noastră și care ne transformă din oameni liniștiți în neliniștiți, din oameni care până mai ieri eram sănătoși în oameni bolnavi și de asemenea vorbim de situații care de altfel n-au mai fost întâlnite în viața multora dintre dumneavoastră, pentru că deși trăim în secolul în care suntem,
Întrebarea pe care mulți dintre noi ne-o adresăm, ne-o punem așa în gândul nostru, este dacă blestemele sau farmecele există, dacă sunt reale și dacă acestea pot într-adevăr să distrugă unitatea, să distrugă sănătatea unui om sau să-i distrugă perspectiva, șansa de viitor. Trebuie să știți că există oameni care până mai ieri aveau afaceri foarte mari, care în urmă cu o lună sau două erau perfect normali, nu aveau niciun fel de probleme care să le aducă de fapt această stare de îngrijorare pe care cu toți o avem, mai ales într-un anumit moment de derapaj sau într-un anumit moment de tensiune, când nu putem ști sau nu știm ce se întâmplă cu ziua de mâine. Și acești oameni își pun întrebarea de ce, părinte, și chiar am întâlnit acum câteva zile o familie foarte tristă, o familie care administra o companie de tiruri și care într-o lună de zile au pierdut câteva miliarde din senin, așa, deci accidente în bandă rulantă, și-a pierdut un copil în accident și mai mult decât atât, au ajuns din plus în minus să fie datori și să ajungă la această stare de disperare pe care un om care trece printr-o astfel de situație ajunge la acea limită în care pur și simplu, ajungând în fața unui preot, îl întreabă: părinte, sau poate în fața unui psiholog, de ce mi se întâmplă aceste lucruri sau cu ce am greșit înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îngăduie să mi se întâmple o asemenea suferință. Și aș încerca acum acest aspect sau aceste aspecte să le tratez din mai multe perspective sau unghiuri, atât din perspectiva clericului, a preotului slujitor, care vine să confirme că există blesteme, există farmece, câtă vreme Sfânta Biserică a rânduit să se citească dezlegări de blesteme, de farmece, să se citească dezlegări de boli, dezlegări de dureri ale sufletului și ale minții. Și voi discuta și voi trata acest subiect și din perspectiva, să zic, omului de știință care vine să ne explice că noi suntem de fapt conectori sau preluăm câmpul de energie care poate fi pozitiv sau negativ în funcție de mediul și modul în care știm să ne organizăm viața. De ce ajungem la neputință sau din ce cauză mulți dintre noi astăzi avem probleme? Să știți că la acest răspuns vin cu un alt răspuns sau cu altă întrebare, mă scuzați, pe cine ați supărat sau pe cine ați deranjat. Știm prea bine că atunci când mergem la o rugăciune în biserică unde se fac dezlegări și unde preotul citește acele dezlegări speciale pentru farmece și blesteme, există câteva pasaje din rugăciune în care preotul rostește: dacă a căzut sub blestemul vreunui preot, vreunui arhiereu sau alte asemenea lor, să-l ierte Dumnezeu sau să o ierte Dumnezeu pe persoana care este în fața duhovnicului și acesta îi citește rugăciunile de dezlegare. De ce v-am întrebat pe cine ați supărat? Pentru că, de regulă, aceste situații care apar peste noapte pot fi generate de anumite blesteme pe care le-ați moștenit fie dintr-o ură, fie dintr-o ceartă, sau poate le-ați moștenit din neam, pentru că părinții dumneavoastră, străbunii dumneavoastră, în anumite momente ale vieților nu și-au rezolvat conflictele pe care le-au avut cu familia, nu și-au rezolvat conflictele pe care le-au avut cu cei din jur și, din păcate, aceste blesteme, așa cum ne spun cărțile, se moștenesc și pot fi moștenite
până la al 7-lea sau al 9-lea neam. În situația noastră, ca problema pe care noi o avem sau problemele pe care noi le avem să le putem rezolva, trebuie să avem, să aflăm cauza. Este exact ca în medicină, atunci când există o boală care îți aduce neputință sufletului, atunci când există în organism un microb care generează o infecție, trebuie să știi de unde îl poți ataca ca să-l elimini și să refaci de fapt celulele care au fost compromise. Așa și aici, dragii mei, noi trebuie să știm sau să ne gândim care ar fi cauza blestemului sau a farmecelor care de altfel v-au năpădit viața sau ați ajuns ca voi, ca fii, copii a unor oameni care poate nu și-au rezolvat problemele în timpul vieții, să le moșteniți și să vă dați seama că nimic nu merge bine. Sigur că problemele pe care dumneavoastră le aveți pot fi diferite, unele de natură financiară, și vă dau câteva exemple. Au venit mulți credincioși să-mi spună că au magazine și că au găsit în fața magazinelor aruncate ouă sparte sau au găsit pungi cu păr, cu tot felul de ticăloșenii pe care oamenii care se ocupă cu așa ceva le prepară sau le pregătesc tocmai pentru a se răzbuna sau a elimina persoanele care le deranjează concurența sau consideră că sunt piedică în calea evoluției lor financiare. Însă, cel mai concret exemplu vi l-aș putea da și care s-a întâmplat recent, în decurs de 2 săptămâni, când într-o curte undeva la ieșire din București, o fetiță se plimba cu trotineta prin curte, se învârtea și la un moment dat peste gard a fost aruncată o pungă. Bunica care era în curte în momentul acela a văzut despre ce este vorba și cu un băț a luat acea pungă și a vrut să o arunce în foc sau să o îndepărteze din curtea în care ea a fost aruncată. Și fetița, fiind pe trotinetă și învârtindu-se în acel spațiu, a luat din mers punga de pe bățul bunicii, curioasă fiind și întrebând ce este asta. În acea seară, la interval de câteva ore, fetița a avut o criză similară cu cea a epilepsiei, o criză care i-a înspăimântat pe părinți și a căzut așa într-o stare de leșin. Cu toții și-au pus firească întrebare ce s-a întâmplat cu fetița, pentru că era un copil sănătos, nu avea nicio problemă de genul de a fi, Doamne ferește, cunoscută cu vreo afecțiune. Și bunica și-a amintit de episodul respectiv și le-a povestit cu groază părinților, care ulterior au venit, m-au contactat și au cerut un sfat. Ce s-a întâmplat? Vreau să vă spun că ce s-a întâmplat acolo, sigur că mi-e greu să vă explic la televizor, mai ales că există o lege a CNA-ului care nu permite să dai detalii care pot afecta emoțional. Dar pot să vă spun că în acea familie, din acea zi, lucrurile nu au mai stat bine. Fetița a devenit din ce în ce mai bolnavă, a fost adusă la Maslu, a fost dusă la psihologi, la specialiști în pediatrie și toți i-au dat din numeri, încercând să le explice că, din punct de vedere patologic, corpul este funcțional, nu are afecțiuni care ar putea să genereze astfel de crize și inclusiv medicii le-au recomandat părinților să își caute un preot și să încerce totuși să îi găsească, nu știu, să-i găsească o rezolvare la problema inexplicabilă pe care aceștia le-au dat-o.
Primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a împărtăși pe fetiță. Bineînțeles că era atât de tracasată psihic și speriată încât foarte greu am reușit să fac acest lucru și am dus-o pe fetiță să o ating de moaștele Sfântului Pangratie, de care v-am vorbit și vă vorbesc de fiecare dată, la care îi vedeți și icoana aici, pe micul ecran. Este, ca să știți, pentru cei care poate nu m-ați urmărit până astăzi, Sfântul Dorințelor. Este Sfântul Inimii, cel care alină suferințele dumneavoastră, alină necazurile și îi ajută pe cei care au necazuri și probleme în nevoi. Am adus-o pe fetiță plângând, am atins-o cu Sfintele Moaște și vreau să vă spun că în acel moment fetița s-a liniștit. Am putut să am o conversație cu ea, pentru că la 11 ani nu e chiar un copil care să nu poți înțelege ce necazuri sau ce probleme ar avea. Și mi-a spus că în momentul în care a prins acea pungă în mână, ea din joacă, neștiind ce poate fi acolo, sigur că erau niște moșmoande, a văzut așa un drum foarte întunecat și dintr-o dată i s-a întunecat imaginea, deși era lumină afară, soare, și acel lucru a făcut-o chiar să, adică să cadă de pe acea trotinetă pe care era și să devină pentru câteva minute inconștientă. Aceste lucruri sigur că pot fi greu de înțeles și de crezut pentru cei care poate nu cred nici în ei. Și să știți că există oameni care chiar nu cred în nimeni și nimic, ca să nu mai zic că nu cred nici în Dumnezeu, sau au anumiți îndrumători spirituali care sunt atât de sceptici încât când se uită în oglindă nu se cred nici pe ei că sunt înalți sau scunzi. Iubiții mei, ceea ce vă spun este realitate, deci nu sunt povești, nu suntem la televizor ca să vă expun povești nemuritoare. Vă spun doar că cei care vă aflați într-o situație similară de neputință și cei care aveți anumite eșecuri în tot ceea ce faceți, mai ales la tinerii care nu se pot căsători, și vorbesc foarte serios, mulți dintre tineri sunt fete foarte frumoase care nu-și pot găsi perechea sufletului, sunt tineri, bărbați care au o inteligență peste medie, au studii și cu toate acestea nu-și pot găsi perechea și nu-și găsesc de altfel bucuria de a își întemeia o familie. Toate aceste neputințe, ca să le folosesc așa, au o cauză, și mai ales cei care aveți boli pe care nu vi le puteți explica și aveți anumite neînțelegeri în casă, să știți că am avut și astfel de experiențe în care familie, soț și soție cu copii a ajuns să se certe din nimic și să își arunce unul altuia cuvinte grele, cuvinte care nu fac altceva decât să rănească și să distrugă armonia și iubirea care până mai ieri exista în cuplul acesta. La toate acestea există soluții. Le-am recomandat acestor familii și așa cum vă recomand și eu prin această emisiune să luați ca ocrotitor pe unul dintre cei mai minunați sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Pangratie, sărbătorit pe 9 iulie. Este Sfântul căruia noi construim oraclă, oraclă din argint, oraclă la care vă invit pe cei care aveți inima bună și bunăvoința să ne ajutați să o construim, ca atunci când veți veni pe 26 martie să vă închinați, să vă puteți bucura împreună cu noi de realizarea pe care am făcut-o împreună cu dumneavoastră de a construi o căsuță Sfântului. De ce vi l-am recomandat pe Sfânt? Pentru că în toate cazurile similare, în cazuri în care oamenii au venit și au spus: părinte, avem necazuri în familie, nu ne înțelegem, simțim că
suntem blestemați sau ne-am mutat într-o casă unde auzim zgomote. Le-am recomandat pe lângă icoanele și sfinții pe care fiecare credincios le are și îi are în suflet, să-l pună pe Sfântul Pangratie la un loc de cinste și să se bucure că Sfântul i-a ales, pentru că o astfel de emisiune pe care dumneavoastră o urmăriți în această seară nu este dedicată oricui. Și această emisiune este de fapt adresată acelor oameni care vor să învețe lucruri noi, care vor să crească spiritual și care cred că puterea lui Dumnezeu este mai presus decât puterea materiei și decât tot ceea ce înseamnă de fapt această lume plină de păcate și plină de întuneric. Aș vrea doar să vă spun în cazul fetei despre care fetiței despre care v-am vorbit la începutul emisiunii, că am trimis-o la mai multe sfinte masluri și i-am recomandat ca să o împărtășească săptămânal odată. Deși poate mulți duhovnici și mulți preoți au păreri diferite cu privire la Sfânta Taina Împărtășanii, eu revin și spun că toți oamenii care astăzi au probleme și necazuri, toți oamenii care astăzi trec prin suferințe, prin încercări, mai ales că suntem și în Sfântul și Marele Post, este recomandabil ca sau le este recomandat de către mine să se spovedească și să se împărtășească cât mai des. Vor veni mulți, probabil, părinți să spună că nu suntem vrednici și că trebuie să avem un post mai riguros pentru a putea să-L primim pe Hristos. Sunt de acord, dar să nu uităm că Hristos nu trebuie ținut sub lacăt și că prin Sfânta Împărtășanie noi preoții putem ajuta pe oamenii care au necazuri și suferințe de acest gen, au anumite tulburări, sunt moștenitori ai unor blesteme care n-au fost dezlegate. Și tocmai în această carte, care o vedeți aici pe micul ecran, veți găsi dezlegarea celor 7 noduri, se numește, dezlegarea blestemelor, de farmece, de anumite probleme sau neputințe. Și în acest pachet numit Darul Bucuriei există și un undelemn sfințit cu care vă puteți unge, mai ales la cei care astăzi aveți anumite probleme, vă deocheați, vă e rău, treceți de la o stare la alta. Aici avem și o brățară și un colier ce vă recomand să le purtați. Și cei care îl veți lua în casa voastră pe Sfânt, să puneți icoana lângă ușă și de câte ori veți intra și veți ieși să atingeți icoana Sfântului și să îi cereți mijlocirea înaintea lui Dumnezeu. Sfântul este și supranumit avocatul nostru în ceruri. Cei care doriți să vă închinați la moaștele lui, vă aștept cu drag la Bisericuța din Lemn, Sfânta Maria. Puteți să veniți și sâmbătă și duminică și acolo, venind cu familia, să primiți binecuvântarea noastră, binecuvântarea mea, să primiți binecuvântarea celor care vă așteaptă cu drag și, sigur, cu bucurie. Cu siguranță că mulți au venit din curiozitate, mulți au venit probabil cu alte scopuri, dar eu mă adresez celor care au venit cu inima curată. Pentru toți cei care ați venit cu inima curată, Sfântul are un mesaj și mesajul acela este de a aduce bucuria în sufletele celor care trec astăzi prin necazuri și neputințe. Pentru că mulți dintre dumneavoastră, atunci când mă întâlniți, îmi spuneți: Părinte, am fost la nu știu câte zeci de biserici, duhovnici, am stat la rând câte 7-8 ore și nu mi-am găsit rezolvarea problemelor. Mai mult, unii veneau triști spunându-mi că li s-a răspuns de către unii duhovnici că nu te ascultă Dumnezeu, că probabil nu meriți. Să știți că nimeni și nici unul dintre noi, dacă ar fi să o luăm după merit, poate nu are vrednicia de a îi cere lui Dumnezeu ceva. Însă ceea ce se întâmplă cu noi, iubiții mei, se spune că nimic nu e întâmplător. Nu, nici eu nu sunt vrednic, poate, de ceea ce cer
bunului Dumnezeu ca să mă ajute. Însă știu că apelând la ajutorul Sfântului, un Sfânt care este atât de puternic, un Sfânt care este grabnic, ajutător, Sfântul Dorințelor, de care foarte puțin ați auzit și mai ales vă recomand celor care aveți supărări, necazuri, treceți prin blocaje financiare, cei care treceți prin situația în care nu vă puteți căsători sau cei care vreți copii sau alte situații similare, să îi citiți Acatistul Sfântului, îl găsiți în această carte, în cărticica despre care v-am spus, în pachetul Darul Bucuriei, și să-i cereți icoana în casa voastră. Am înțeles că mai multe magazine au început să-l promoveze, însă aș vrea să știți că icoana despre care vă vorbesc și pe care o vedeți și pe micul ecran este cu un simbol aparte. Ea are porumbelul care este de fapt simbol al iubirii. Sfântul are în mână pătrunjelul și o să vă explic de ce este important în casa noastră să punem într-un borcan cu apă un mănunc de pătrunjel, pentru că pătrunjelul este planta care curăță tot ceea ce înseamnă partea de energii negre. Vor veni unii teologi probabil să își dea cu părerea, dar aș vrea să le explic din punct de vedere științific că așa cum busuiocul are rolul de a aduce prospețime și de a contribui la actul de sfințire a unei ape sau unei case, așa și pătrunjelul are rolul de a curăți, în primul rând, partea de energie a casei, și mă refer la casele noastre unde zilnic noi venim din locul de muncă încărcați cu tot felul de nervi, cu problemele pe care le aducem acasă, ne răzbunăm uneori pe copii sau pe soție sau soția pe soț, și să știți că răzbunarea a ceea ce numim noi energie neagră vine prin expresiile cuvintelor. Cei care țipați, care vorbiți de rău, care înjurați, toate aceste descărcări emoționale de fapt sunt traduse de către duhovnici în demoni, pentru că fiecare înjurătură dezleagă un demon. Iar cuvintele triviale, cuvintele urâte pe care noi le folosim sunt de fapt acel canal de vibrație joasă care nu face altceva decât să ne îmbolnăvească. Și să știți că dacă mulți dintre noi astăzi suntem bolnavi, suntem așa pentru că am beneficiat cândva de anumite momente triste pe care noi le-am creat altora, prin țipetele, prin înjurăturile, prin expresiile neacademice, ca să folosim un termen mai calm, mai cald, și prin faptul că am adus poate suferință unor oameni care nu o meritau. Să nu uităm că părintele Arsenie Boca spunea că cuvintele noastre sunt ființe vii. În momentul în care eu exprim anumite cuvinte de frecvență joasă, și aveți grijă la cuvinte, sunteți mulți, mulți, mulți dintre cei care mă urmăriți la această oră beneficiarii unor cuvinte care vă transformă din pozitiv în negativ. În primul rând, când începe să spuneți că nu pot, n-am cum să reușesc, sau aveți unii acest gen de expresii, înnebunesc, nu mai rezist, nu mai pot, aveți grijă la ce spuneți, că de fapt ceea ce spuneți pe gură este de fapt construcția ceea ce veți trăi ulterior. Și să știți că în familie, unde există certuri, unde există jigniri, unde se adresează injurii unii altora, unde se înjură unul pe altul, acolo nu mai poate fi regăsită de fapt pacea și liniștea de care noi vorbim. Și câtă vreme acestea dispar, odată cu ele apar problemele ce se nasc din lipsa iubirii, pentru că nu poate exista iubire într-o familie unde zilnic se aduc jigniri, unde când zilnic sunt fisuri care se produc la nivelul acelui câmp de lumină despre care eu v-am vorbit. Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva acel el și ea este beneficiar unui blestem, sau să știți că de regulă bărbații cad în plasa farmecelor pe care unele doamne
nu vreau să folosesc cuvântul nepotrivit, îi răpesc de lângă copii, de lângă soție, pentru a-și satisface plăcerile corporale sau pentru a le folosi banii. Și aveți grijă, iubiții mei și dragile mele, dacă aveți astfel de situații, încercați să vă căutați rezolvarea, pentru că un astfel de legământ sau astfel de fermecătură poate dura de la 3 luni la 3 ani, poate până la 7 ani, ani în care teoretic se pot distruge viețile voastre, pot fi distruse, să zic, visele pe care le-ați avut și, ce este mai grav, vă puteți distruge sănătatea. De ce? Pentru că noi avem un corp fizic care se numește trupul și avem un corp spiritual care se numește sufletul, care din păcate sufletul este strâns legat de emoția pe care noi o trăim și care ne hrănește energia a ceea ce trăim. Am explicat și vă voi mai explica în câteva cuvinte că undeva la 75% suntem apă. Apa are memorie. Să nu uităm că dacă ea are memorie, ea recepționează în fiecare zi mesajele pe care eu le transmit. Și dacă mesajele acestea sunt negative, și aici mă opresc puțin la cei care sunt bolnavi și care vorbesc zilnic despre boli. Sunt oameni care zilnic vorbesc despre problemele lor. Să știți că niciodată nu le veți rezolva, subliniez acest cuvânt, dacă nu veți înceta să mai vorbiți despre ele. Ele, de fapt, transmit un mesaj de vibrație joasă către celule, celulele noastre care sunt vii și sunt hrănite cu apa pe care noi o ingerăm. Memorează mesajul trist și teama pe care o avem și le transformă aceste mesaje în realitate, în realitatea zilei de mâine pe care noi o vom trăi în aceeași suferință și în aceeași degradare de care v-am vorbit. Apoi, 20% este papa, este mâncarea pe care noi o dăm corpului și de multe ori aici avem o mare problemă pentru că ne hrănim corpul nesănătos. Îi dăm corpului tot felul de euri și de, să zic așa, de plăceri care pot peste câțiva ani să se transforme în pietre la rinichi, în pietre la ficat, la nivel renal și multe alte afecțiuni care pot fi aduse și care pot degrada starea fizică a omului. Și apoi diferența, da, de la 85, să zic, sau de la 95, sunt emoțiile. Emoțiile care, de fapt, reprezintă foarte mult. Modul în care știi să ți le gestionezi și în care poți să accepti să-ți trăiești viața și să înțelegi că tu, ca om, ca mamă, ca soție, ca soț sau ca tânără care vrei să-ți formezi un cămin sau tu, ca tânăr, care vrei să-ți formezi o familie, ai un rol important în acest univers pentru că el este construit pentru oamenii care gândesc pozitiv, este construit pentru acei oameni care nu acceptă că pot fi învinși și care înainte de internet, Facebook, Twitter și alte tâmpenii care le-a inventat această societate și care poate sunt necesare sau utile uneori, își amintesc că Dumnezeu este cel mai important lucru. Din păcate aș vrea să vă pun o întrebare și să constatați ceva. Aș vrea să vedeți cam câți tineri mai sunt astăzi prezenți la Sfânta Biserică dimineața, la 9 sau la 10. Vă spun că din ce în ce mai puțini. Cu siguranță la această oră, deși este post, sunt prezenți în cluburi de noapte, în discoteci și aici nu aș vrea să generalizez și nu vreau să arunc așa o umbră neagră asupra tuturor tinerilor, dar în proporție de 70% aceștia sunt total deviați de la realitatea și de la cerințele pe care Universul le impune sau le cere către noi. Și atunci, ei fiind deviați, trăiesc momentul, mulți trăiesc plăcerea carnală, știți la ce mă refer, alții trăiesc plăcerile de la substanțele
halucinogene și alții se amăgesc cu hologramele pe care și le formează în minte și în mod special domnișoarele atunci când se încântă de un bărbat, l-au văzut la prima vedere și deja și imaginează că l-au întâlnit pe Macho Man care le poate schimba viața. Aveți grijă, dragilor, să nu cădeți în plasa plăcerilor corporale, pentru că din ceea ce aud zilnic, aud că multe fete au căzut în plasa celor vânători care n-au urmărit decât ceva și după aceea v-au lăsat un gust amar și v-au dezamăgit. Referindu-mă la cei care sunt totuși în echilibru și în armonie, aceștia sunt tinerii care vin la Sfânta Biserică. Aceștia sunt tinerii care de fapt nu aduc supărare părinților. Și aș vrea să le transmiteți acestor tineri care poate acum nu sunt prezenți în fața televizorului, voi, părinții care mă ascultați, că au o mare îndatorire față de dumneavoastră și că una dintre porunci din cele 10, porunca 4, este dedicată de fapt cinstirii. Cinstește-l pe tatăl și pe mama ta ca să fie ție bine pe pământ. Dacă astăzi tinerii au o problemă, dacă astăzi tinerii trăiesc în nefericire, neîmplinire, tocmai acest lucru se întâmplă pentru că încalcă aceste porunci. Aceste lucruri le găsiți și în cărțile mele care le am aici pe micul ecran și v-aș ruga pentru a ne ajuta să le comandați. Orice lucru pe care îl faceți pentru suflet, inclusiv aducându-l pe Sfânt în casa voastră, comandând aceste cărți, ne ajutați indirect ca eu să-mi realizez proiectul cu Sfântul Pangratie, cu racla pe care doresc să o construiesc, la care vă invit să veniți să vă închinați cu mic și cu mare și să participați la cele mai mari dezlegări care se vor face din această perioadă, dezlegarea. Știți că luna martie este o lună a sfeștanilor, a dezlegărilor, dezlegarea de farmece și de blesteme până la 7-lea neam. Revenind la tinerii din ziua de astăzi, deci cei care nu-și cinstesc părinții, să știți, iubiții mei, că acești copii care nu vă ascultă vor trăi clipe grele și vor trăi într-o maximă suferință. Să nu uităm că războiul bate la ușă. Nu știm ce se va întâmpla peste o zi, peste două, doar Dumnezeu știe. Noi ne rugăm pentru pace, pentru liniște, ne rugăm ca viața noastră să fie păzită de Dumnezeu și de sfinți. Ne rugăm ca să stăm departe de blesteme, de farmece, de aceea poate e bine să avem un sfânt al nostru, un sfânt ocrotitor. Și vi l-am recomandat pe Sfântul Pangratie, așa cum vi recomand pe toți sfinții care vă poartă numele, care aveți lângă sufletul dumneavoastră, ca să vă fie ocrotitor sfântul, ajutător în nevoi și necazuri și zbăvitor de blesteme și farmece. Iar părinții care astăzi duc clipe grele cu ai lor copii, pentru că copiilor nu-i ascultă, trebuie să le explice că orice facem în acest univers, orice facem în zilele pe care noi le trăim, totul se înregistrează, pentru că există o lege nescrisă în univers în care se spune că dacă ai adus suferință, de suferință vei avea parte. Dacă ai neglijat un părinte, când vei fi tu părinte, vei fi neglijat. Dacă ai supărat un părinte, la rândul tău vei fi supărat atunci când vei ajunge părinte. Și eu vă pot povesti și simt ceea ce vă spun din experiența personală, mai ales că foarte de curând, de câteva zile, mi-am îngropat tata, care pentru mine a fost model. 54 de ani de căsătorie împreună cu mama, o viață trăită în sfințenie, în curăție, în armonie și în dragoste. L-am îngropat pe cel care, dacă astăzi ar trăi, aș fi în stare să fac orice. De ce? Pentru că atunci când pierdem pe cineva drag, ne dăm seama de valoarea pe care a avut-o și ne dăm seama de
cât de multe puteam face noi pentru ei. Așa că cei care mă ascultați la această oră și aveți părinți în viață, aveți grijă de ei. Cei care astăzi mai aveți și le puteți spune mamă și tată, bucurați-vă. Pentru că a fi orfan într-o lume atât de dură nu e ușor. Pentru că niciodată, dar niciodată, dragostea unei mame adevărate, și subliniez acest cuvânt că sunt și mame, din păcate, denaturate, dar și dragostea unui tată adevărat nu pot fi înlocuite cu nimic pe acest pământ. Iubiții mei, este așa de scurtă viața. Astăzi suntem, mâine nu suntem, de aceea toți cei care astăzi încă puteți să faceți ceva pentru sufletul vostru, să faceți ceva pentru cei dragi ai voștri, pentru părinții voștri, pentru copiii voștri pe care îi iubiți ca ochii din cap. Să-mi faceți. Să faceți pentru că nu știm ziua de mâine ce va aduce. Iar zilele trec atât de repede și timpul se scurge atât de repede, încât astăzi este luni, mâine e duminică, poi mâine e miercuri și uite așa trec luni și ani din viața noastră și ne întrebăm ce am realizat, ce am făcut cu timpul nostru și ce se va întâmpla cu viața noastră de acum înainte. De aceea, iubiții mei, eu ca duhovnic vă recomand să-i pomeniți în rugăciune pe părinții care sunt în viață, iar cei care nu-i mai avem, să-i pomenim atunci când vom scrie un acatist sau un pomelnic la biserică și să ne rugăm pentru odihna lor veșnică. De ce? Pentru că ce m-a durut, și iertați-mă, poate că vă împărtășesc o experiență tristă din viața mea și imaginea cu care am rămas de la tată atunci când l-am văzut în trecut la Domnul, erau lacrimile din ochii lui, îi păruse rău că a plecat din această viață. Dumnezeu să-l ierte. Și eu îmi doresc ca nimeni, și poate, cum să vă zic, că la un moment dat trebuie să fim conștienți că acest episod se va întâmpla în viața fiecăruia, dar să nu suferiți și să nu treceți prin această experiență foarte repede. Să rugați pe Dumnezeu să le dea zile îndelungate părinților, pentru că atunci când îți iubești părinții, ești binecuvântat de Dumnezeu. Atunci când îi asculți, Dumnezeu veghează asupra vieții tale. Și voi, fetelor, cele care astăzi vă doriți să vă întâlniți soții perfecți, sau voi, bărbaților, tineri, care vreți să vă căsătoriți sau să vă recăsătoriți, sau, în fine, că în viață se întâmplă tot felul de momente, cereți-le binecuvântarea lor. Îmi amintesc că de fiecare dată când vorbeam așa în privat cu părinții, le ceream să mă binecuvinteze și am simțit această binecuvântare. Și voi puteți să faceți acest lucru. Binecuvântarea unei mame și binecuvântarea unui tată este atât de puternică încât niciun arhiereu sau patriarh n-ar putea să o dea. De ce? Pentru că ea vine din același sânge, din aceeași trăire, din aceeași dragoste dezinteresată. Ea vine dintr-o dragoste pură, pe care noi nu putem defini și pe care nu putem uita, așa cum nu poți să uiți că cineva cândva te-a născut, că cineva cândva te-a dus pe lume, și că într-o biserică ai fost botezat, ai fost cununat și ai intrat în această lume, într-o rânduială mai mult sau mai puțin plăcută pentru unii, și cei care ați trecut prin anumite experiențe și evenimente ale vieții nu v-au plăcut poate ceea ce ați ales, poate ați ajuns într-un divorț, poate ați ajuns să vă divorțați sau să vă despărțiți de o persoană tocmai din vrăjile, farmecele, blestemele care nu s-au dezlegat la timp.
aveți, iată, o șansă să vă îndreptați spre Dumnezeu. Căutați-vă duhovnicii, căutați-vă preoții cu care puteți vorbi. Important este ca aceștia să fie în lumină, în lumina bucuriei și a bunătății. Și vă aștept cu drag să veniți la Sfântul Pangratie, să-l rugați așa cum l-am rugat, ca în lumină, să-i trimită sufletul celui care s-a rugat până în ultima zi când a plecat la Domnul. Să vă rugați și voi ca Bunul Dumnezeu să vă dorească vouă sănătate, să vă dorească viață îndelungată, să fiți fericiți. Și în partea a doua a emisiunii vă voi împărtăși câteva din recomandările pe care ca duhovnic vi le pot da pentru problemele care le aveți, ca să vă eliberați de anumite neputințe, suferințe. Și sigur că înainte de a trece la partea a doua a emisiunii, aș vrea să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Anunțați-i pe cei dragi ai voștri că urmează o a doua parte a emisiunii și că voi vorbi în această zi pentru fiecare suflet care mă ascultă, pentru fiecare om care și-a ales ca pentru două ore să fim împreună și să le petreacă în această taină a sufletului, a gândurilor frumoase și a iubirii de Dumnezeu. Doamne ajută, ne revedem! Am revenit, iubiții mei, așa cum vă promisesem că o să revin după scurta pauză, rugându-i pe cei din regie să pună și muzica pe fundalul emisiunii. Mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris că ne-ați făcut să plângem, părinte. A fost într-adevăr un moment de reculegere și amintire în memoria și în cinstea celui care m-a format și m-a educat ca astăzi să vă pot vorbi dumneavoastră. Pentru cei care poate ați deschis televizorul mai târziu, emisiunea pe care o realizez în această zi este dedicată acelor oameni cu necazuri, cu suferințe. Este a doua parte a emisiunii, va fi publicată și pe YouTube și va fi dată în reluare mâine dimineață de la ora 8, duminică dimineața de la ora 8. Dar pentru cei care veți dori să veniți la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari Pipera, cu intrare din drumul negru, să vă închinați la moaștele Sfântului Pangratie, Sfântul Dorințelor, izbăvitorul de necazuri și supărări, vă aștept cu drag și sunteți invitați să ajungeți, să vă scrieți dorințele la Sfânt și să-i cereți ajutorul. Iubiții mei, vorbim de vremuri atât de tulburi, vorbim și parcă o frică stă în subconștientul și în mintea noastră că s-ar putea întâmpla oricând ceva rău care ne-ar
conduce poate viața într-o zonă de disconfort sau într-o zonă de deznădejde. Nu trebuie să ne temem, pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă cu știrea și voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă vorbesc și ca sacroterapeut, ca om care a studiat de altfel medicina alternativă și am studiat și psihoterapia. Și după cum vedeți în aceste cărți, sacroterapia, sunt primul autor a unui manual dedicat sufletului. Sacroterapia este cartea care, de fapt, ar fi bine să o citească toți psihologii și medicii, pentru că în ea sunt rețete de vindecare a sufletului, pentru că orice om pe care dumneavoastră medicii sau psihologii, terapeuți îl tratați, are o problemă care ține de suflet. Pentru că orice boală, să știți că nu este așezată în corp întâmplător, ea vine dintr-o suferință a unui moment necugetat, ea vine dintr-o suferință a sufletului sau dintr-un șoc emoțional. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit la primirea unei vești, la aflarea unor informații care i-au scos din uzul de normalitate și i-au adus într-o zonă de neputință. Aș vrea să știți, dragii mei, că orice om care astăzi este într-o neputință, orice om care astăzi este trist, este așa pentru că Dumnezeu a îngăduit acest lucru cu scopul ca acel om, în cazul nostru, chiar dumneavoastră, cei care mă ascultați, acea persoană să se apropie de Dumnezeu mai mult și să-și găsească, de fapt, răspunsul la întrebările pe care le avem cu toții. De ce copilul meu astăzi nu se poate căsători? De ce fiica mea astăzi este nefericită sau nu poate avea copii? De ce soțul meu este bolnav sau soția mea este grav bolnavă? De ce oare ne merg lucrurile atât de prost în viața noastră? Și care sunt, de fapt, rețetele pe care noi ar trebui să le urmăm ca viața noastră să se schimbe și ca noi, de altfel, să ne eliberăm de suferința care ne stăpânește sau a pus stăpânire pe viața și pe familia noastră. Iubiții mei, am întâlnit și am cunoscut, și ceea ce vă spun sunt lucruri pe care eu le-am trăit din experiența mea ca duhovnic, ca preot slujitor, nu ca unul care a citit în cărți despre alții. Am întâlnit familii distruse din cauza farmecelor și a blestemelor. Am întâlnit oameni care din tată în fiu au murit de tineri în accidente trase la indigo. Am întâlnit familii care s-au îmbolnăvit subit, soț și soție, din lucruri care sau bolile pe care le-au colectat cu ghilimele de rigoare n-au putut fi explicate de medici, pentru că au apărut așa. Ieri erau sănătoși și a doua zi aveau toate bolile, să zic, posibile ca organismul acesta să le suporte. Atunci când un om este beneficiar unui blestem, primul semn pe care acesta îl are este regăsit în lipsa răbdării. De regulă, oamenii care sunt beneficiari de blesteme ale neamului sunt cei care sunt bipolari. Acum sunt buni, sunt îngeri și peste o oră sunt demoni, scuipă venin. Multe doamne trăiesc astfel de experimente cu iubiții, cu soții lor, pentru că nimeni nu și-a putut da seama sau n-a putut realiza acest
șir al evenimentelor, pentru că de multe ori le consider ca fiind normale, deși nu sunt normale, pentru că atunci când ești căsătorit, trebuie să trăiești în armonie. Sigur că mai sunt și certuri, că sunt firești, până la urmă nu e nimeni perfect. Dar armonia este cea care trebuie să guverneze în proporție de 99% căsătoria sau cuplul care și-a propus să conviețuiască împreună. Și mă refer în mod special la cei care trăiesc în armonie, în curăție, în apreciere și dragoste față de Dumnezeu. Revenind la ceea ce vorbeam, la oamenii care sunt bipolari, să știți că bipolaritatea este o boală pe care prea puțin o luăm în serios, mai ales în familiile unde apar certuri din nimic, după care acum ne-am certat și în 5 minute râdem și glumim. Oamenii care trec de la o stare la alta pot fi uneori periculoși, pentru că ei ascund în sufletul lor multe suferințe și frustrări care n-au fost înțelese sau n-au putut fi înțelese nici de duhovnici, pentru că de regulă acești oameni nu apelează la ajutorul duhovnicilor și nu au putut fi înțelese și nu pot fi înțelese nici de psihologi, pentru că un astfel de om foarte greu recunoaște că ar fi sau ar avea o astfel de problemă, de boală. Și atunci, cei care sunteți într-o astfel de situație, vă recomand să luați hăinuțe, un maieu, o cămașă, un ciorap și să le duceți la biserică. Fie le aduceți la bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntari, unde le puteți atinge de racla moaștelui, moaștelor Sfântului Pangratie, Sfânt pe care vi-l recomand să-l aveți în casa voastră și vi-l recomand pentru că știu de ce. Nu pot spune mai mult decât vă spun, dar credeți-mă, cei care mă veți asculta și veți lua în casa voastră ca protector Sfântul și veți cere ajutorul, veți mulțumi ulterior și așa cum mii de oameni îmi scriu scrisori și mulțumesc, și voi vă veți număra printre aceștia, printre beneficiarii, de fapt, acestor bucurii pe care Sfântul le aduce în casa unde există multă tulburare, multă supărare și multe necazuri. Însă, m-aș opri puțin să discut despre bipolaritate, despre oamenii duali, care râd și plâng, care azi sunt îngeri și mâine sunt demoni. Aceștia sunt stăpâniți de un duh rău, de un duh care nu poate fi descris în cuvinte și care îi atacă și care le ocupă mintea într-un moment în care avem impresia că totul e perfect și totul e bine. Aceste duhuri necurate de la acești oameni nu pot fi înlăturate decât printr-un canon care înseamnă, tradus în termenii dumneavoastră ai credincioșilor, 7 sfinte spovedanii și 7 sfinte împărtășanii, pe care eu vi le recomand să le faceți săptămânal. Sigur că poate unii teologi nu vor fi de acord. Repet, îi rog pe aceștia să experimenteze ceea ce le spun și ce vă spun și vor vedea că ceea ce recomand eu ca duhovnic și sfaturile pe care eu le dau acelor oameni aflați în neputință chiar funcționează și multe cupluri au fost salvate și mulți oameni care s-au aflat în această neputință au fost vindecați de această boală care te transformă într-un anumit moment al vieții, dintr-un om bun, într-un om rău, dintr-un om cu un suflet milostiv, într-un om răutăcios. Și după cum observăm,
Dar tot ceea ce se întâmplă în această lume, răutatea este cea care guvernează lumea și noi, credincioșii, creștinii, cei care ne rugăm pentru pacea pe acest pământ, suntem îngrijorați de ceea ce va urma și ceea ce va rândui Dumnezeu să fie în această lume. De aceea, iubiții mei, vă rog, puneți-vă la adăpost sufletele voastre, împărtășiți-vă, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vor spune mulți că nu suntem vrednici, nici eu nu sunt vrednic și nimeni nu este vrednic să se apropie de tine. Este o rugăciune pe care noi preoții o rostim în timpul Sfintei Liturghii. Însă, să știți că orice blestem pe care îl aveți și nu l-ați rezolvat, se va transmite copiilor voștri. Și dacă astăzi aveți copii care nu vă ascultă, dacă astăzi aveți copii care se droghează, beau, copii care își risipesc tinerețea și timpul pe tot felul de lucruri care n-ar trebui să se întâmple, toate aceste evenimente se întâmplă în viața noastră pentru că la un anumit moment al vieții voastre ați greșit înaintea lui Dumnezeu, fie v-au blestemat. Și să știți că veniți mulți și îmi spuneți plângând: părinte, m-a blestemat fratele pentru pământ, m-a blestemat mama. S-o ierte Dumnezeu, pentru că blestemul de neam, blestemul de la cei care în mod normal ar trebui să ne iubească, este atât de puternic încât foarte greu se poate dezlega. Și în mod special, atenție la cei care v-ați căsătorit și poate părinții voștri, atunci când erați tineri, n-au fost de acord cu relația voastră. Mama și tata doamnei n-a fost de acord cu băiatul cu care te-ai căsătorit sau invers. Și toate aceste nemulțumiri, toate aceste conflicte pe care le aveți în familie și pe care nu le-ați rezolvat, vă vor aduce multă suferință și vă vor aduce multe probleme în viața voastră de zi cu zi. Eu am venit și v-am recomandat multe lucruri pe care poate unii le-au înțeles greșit, m-au judecat, le-am recomandat unora să facă jertfă. Jertfă înseamnă de a te duce și de a scrie acatiste la mai multe biserici în care tu să-ți pomenești numele familiei pe tine și în momentul în care te rogi și mai mulți preoți se roagă în mai multe biserici pentru neamul tău, pentru familia ta și pentru problema ta, din cei 7 preoți sau 9, cu siguranță că unul va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu mai mult poate decât altul, pentru că Dumnezeu nu ne judecă după cât de înalți, cât de frumoși sau slabi sau grași suntem, ci ne judecă după bunătatea pe care o avem în suflet și iubirea pe care o împărtășim celor de lângă noi. Nu sunt în măsură să judec pe nimeni, dar există oameni și oameni care poate bârfesc, care poate ne judecă, care ne vorbesc de rău, și atunci acești oameni nu pot fi în lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru că El este ceva pur. El este lumina neatinsă, nepătată de răutatea oamenilor. Este de fapt energia divină care este creatoare de viață și aducătoare de bucurie în sufletele noastre. Deci, făcând cele 7 acatiste sau 9 și dându-le mai departe bisericilor, voi de fapt vă dobândiți prin această jertfă, vă dobândiți de fapt șansa pe care orice om trebuie să o aibă de a se schimba și de a-și îndrepta viața. Am recomandat multor tineri și multor credincioși care, repet, sper să nu mă fi înțeles greșit, cei care pot să facă jertfa de a îmbrăca un preot sau de a îmbrăca un copil orfan, de a îmbrăca o văduvă, mai ales că multe dintre dumneavoastră, doamnelor, ați trecut prin niște momente și păcate în care ați ucis prunci prin avort, ați creat
o gaură neagră în sufletul vostru, datorită evenimentelor din acea perioadă, datorită faptului că soacra, socru, mama, tata, soțul nu v-a dat voie, sau voi poate nu erați pregătite sau pregătiți, părinții, să aduceți pe lume un suflet, și acei medici, prin ceea ce au făcut, au ucis un suflet care strigă acum să-i se facă dreptate. Aș vrea să înțelegeți că jertfa pe care voi o faceți de a cumpăra un rând de haine sau poate de a vă lua o icoană veche în casă este o jertfă care, tradusă în termenii noștri, dacă ar fi să o traducem în termeni științifici, dacă astăzi ai încălcat o lege, îți vine o amendă și o plătești pentru că ai încălcat o lege, v-aș întreba oare în univers câte legi n-ați încălcat? Și dacă tu ca om nu înțelegi că n-ai voie să te zgârcești când e vorba de suflet sau de când e vorba de a face de fapt un mic sacrificiu material și de a contribui cu jertfa pe care o faci în a aduce bucurie unui suflet, unui om, unei văduve, unui preot, unui copil pe care îl îmbraci, sau de ce nu, de a contribui și de a ne ajuta și pe noi la construirea raclei Sfântului Pangratie. Jertfă care vă va fi pomenită câtă vreme în biserică se vor face sfinte liturghii și câtă vreme preoții vă vor pomeni, pentru că la Sfânta Liturghie, iubiții mei, există atunci când preotul iese cu darurile în fața Sfântului Altar, un moment în care preotul spune pentru ctitorii, miluitorii, ostenitorii și făcătorii de bine acestei sfinte biserici, ne rugăm să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. V-aș întreba, dragii mei, cei care astăzi mă urmăriți, credeți că e puțin lucru să te pomenească Dumnezeu în împărăția sa prin mijlocirea unui sfânt pe care tu l-ai ajutat într-un anumit moment ca să-i se construiască căsuța? M-a impresionat atât de mult jertfa unor bătrâne cu o pensie foarte mică, până într-o 1000 de lei, 800-900 de lei, care m-au sunat și a zis: părinte, din puținul care l-am, vreau să ajut și eu la construcția și la realizarea acestei mari ctitorii pe care o faceți pentru sufletele noastre, ale celor care ne vom ruga Sfântului să ne îndeplinească dorințele și să ne ajute. De asemenea, iubiții mei, prin această carte, care nu o găsiți nicăieri decât la numerele de telefon, este cartea de dezlegare a celor 7 noduri ale vieții, ale blestemelor, farmecelor, și prin un delemnul pe care dumneavoastră îl veți da pe mâini, vă creați o șansă, pentru că orice rugăciune pe care o faceți și o înălțați către cer și către sfânt prin acatistul pe care vi-l recomand să-l citiți 40 de zile, acatistul Sfântului Pangratie, la orice nevoie, la bețivi, la cei care aveți copii neascultători, la cei care treceți prin momente grele, suferințe fizice, rugați-vă și cereți Sfântului și nu numai, sfinților pe care îi aveți în casele voastre, să mijlocească pentru voi înaintea lui Dumnezeu, ca rugăciunea voastră să fie primită. Însă cea mai mare mijlocire pe care o poate face cineva pentru tine este regăsită în mulțumirea pentru jertfa pe care ai făcut-o la Sfântul Altar, ducându-vă și dând liturghii duhovnicilor, preoților, unde mergeți la bisericile dumneavoastră. Și de asemenea, atunci când ai contribuit ca o casă a Sfântului să se realizeze, la care vă invit să ne închinăm și să ne bucurăm cu toții la bisericuță pe data de 26 martie acest an, o dată care, tradusă în calendar, se numește data dorințelor, este ziua dorințelor, să țineți minte această zi. Iar cum Sfântul este cunoscut ca Sfânt al Dorințelor, Sfântul Pangratie,
cum Sfântul Pancrat este cunoscut ca Sfânt al inimii și izbăvitor de necazuri, aducător de bucurie. Acesta vă va aduce multă bucurie vouă, celor care veți ajunge și care nu vă veți lăsa ispitiți de răutățile unora care vă opresc să ajungeți într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, într-un colț de rai. Cei care v-ați luat în case o icoană, să vă bucurați că icoana pe care voi v-ați dăruit-o vouă, fie a Sfântului, fie o icoană veche, sau jertfa pe care ați făcut-o pentru suflet, vă va aduce atâta bucurie încât nici nu vă imaginați. Ea devine izvor de bucurie și curățitoare de rău în casele unde există multă ceartă și multă răutate, pentru că multe din certurile, din răutățile acestei vieți sunt venite asupra noastră, pentru că ne lipsește rugăciunea. Ne lipsește, iubiții mei, credința profundă în Dumnezeu și atunci farmecele pot fi la ele acasă, pentru că noi de fapt nu facem nimic pentru a deratiza acel loc plin de energie neagră, acel loc plin de răutăți. Și aș vrea să vă pun o întrebare în direct. Oare nu simțiți acasă la voi o apăsare? Nu simțiți că aveți zone în casă unde vă e teamă să stați sau simțiți așa că bubuie sau pușcă un dulap sau se aud trosnete, zgomote ciudate? Dacă aceste lucruri le auziți, să știți că sunteți colocatari cu anumite duhuri care sunt acolo și care de fapt vă aduc tulburarea, pentru că mulți îmi scrieți: părinte, trec de la o stare la alta foarte repede, mă enervez. Asta este primul semn că ești sub efectul unei stări care poate fi periculoase. Lipsa de concentrare asupra problemelor pe care le ai importante, și nu mă refer la cele care te trag în jos. Sunt oameni care nu se pot concentra, sunt oameni care au ghinion, care atrag acest, să zic, ghinion. E un termen pe care nu aș fi vrut să-l folosesc, dar ca să fiu înțeles, acești oameni îl atrag pentru că gândirea lor este focusată pe acel cuvânt: nu pot, n-am cum, îmi merge prost, și multe alte cuvinte pe care dumneavoastră le folosiți și care vă ucid voința și dorința. Aș vrea să vă treziți în această zi, în această oră, fie că mă urmăriți acum în direct seara sau dimineața. Aș vrea să vă treziți și să mergeți la bisericile voastre, pentru că este mare lucru să poți asculta clopotul unei biserici, să poți asculta o sfântă liturghie. Este mare lucru să ai șansa de a te întâlni cu un preot sau duhovnic care îți poate dezlega blestemele, îți poate citi dezlegări de farmece, sau care îți dezleagă sufletul de păcate și care îți dă șansa să te împaci cu Hristos prin împărtășania cu trupul și cu sângele Lui. De aceea, dragii mei, rețineți că nimic nu e întâmplător și misiunea pe care astăzi o ascultați este o misiune pe care v-am dedicat-o vouă, celor care treceți prin necazuri, și așa cum v-am promis, vă voi mai învăța pe parcursul emisiunii ce mai aveți de făcut ca să vă eliberați de tensiunile, de supărările, de nervii pe care îi aveți, și în mod special tinerii care astăzi sunt cam departe de realitatea a ceea ce trăim. Să știți că mulți dintre copiii noștri trăiesc într-o realitate paralelă cu tot ceea ce se întâmplă, adică ei nu știu decât Facebook, Twitter, stau toată ziua cu nasul în telefon, și din păcate acest telefon pe mulți dintre tineri i-a scos, i-a deconectat de realitatea vieții și i-a introdus într-o lume imaginară, ireală, care n-are nimic de a face cu ceea ce trăim, cu sentimentul pe care noi îl avem
de a ne bucura, de a trăi și de a ne împărtăși fiecare de bucuria și de plăcerile pe care poate să ți-l ofere viața prin frumusețea naturii, nu la cele carnale mă refer, prin faptul că vă aveți unul pe altul, voi, soț și soție, și știți, când vă aveți unul pe altul, în loc să vă bucurați, să vă iubiți, să vă adresați cuvinte frumoase, vă certați, vă reproșați, vă scoateți ochii, în ghilimele, sigur, este o expresie românească, și vă aduceți aminte de toate lucrurile negre și negative din viața voastră. Trebuie să înțelegeți că dacă ai trecut peste un anumit moment de neplăcere a vieții, dacă ai depășit un anumit moment și ai iertat persoana care ți-a greșit, iartă-o pentru totdeauna, nu-ți mai aminti de ceea ce a făcut și ceea ce putea să facă. Viața merge înainte și niciodată, subliniez acest cuvânt, niciodată să nu permiteți oamenilor care vă aduc suferință să rămână lângă voi. Indiferent cine ar fi, un om care ți aduce suferință, fie că este soț, soție, fie că ți este cel mai apropiat prieten, nu are ce să caute în acest câmp de energie al tău, pentru că tu, iubite suflete, iubite creștine, dragul meu și draga mea, ai fost creat de Dumnezeu ca să trăiești fericit și fericită. Nu da voie nimănui să-ți aducă nefericire. N-are nimeni dreptul să te jignească, nici pe tine, nici pe tine. Și aici mă adresez vouă, celor care mă ascultați, pentru că cei care vă jignesc înseamnă că nu vă prețuiesc. Cei care vă jignesc înseamnă că nu vă iubesc, pentru că eu n-am întâlnit în cei 54 de ani pe care părinții mei i-au trăit împreună, mama și tata, și de care v-am vorbit în prima emisiune, n-am întâlnit momente în care să se jignească sau să se rănească atât de mult, încât durerea cuvintelor să fie atât de mare încât să nu o poată depăși. Să știți că prin cuvinte putem ucide, prin cuvinte putem ridica sau putem dărâma. Și dacă astăzi mama a rămas singură, îl plânge pe tata și îl regretă, este tocmai datorită acestei vieți frumoase ancorate în iubire, în armonie și în comunicare. Pentru că tocmai ce îmi aminteam atunci când vorbeam la televizor, mă urmăreau cu drag tata și mama. Și primul care mă suna era tata și spunea: ce frumos ne-ai vorbit. Îmi spunea: părinte, ce frumos ne-ai vorbit, părinte. Și spune: mă bucur că eu ca tată pot să învăț, așa cum m-ai învățat și ne-ai învățat, să-i spun în fiecare zi mamei tale cât voi mai trăi, că o iubesc. Și îi spunea mamei: te iubesc, draga mea. Și atât de mult se bucura mama, care tânără, mai tânără fiind, cu 8 ani, îi sorbea cuvintele, pentru că știa că vin dintr-un suflet sincer. Pentru că atunci când rostești cuvântul te iubesc și când îl rostești din suflet către cineva pe care îl iubești și îl prețuiești, acel cuvânt de fapt îți dă viață. Știți, vă spuneam și îmi pare rău că trebuie să vă dau exemplu personal, chiar viața mea și viața părinților, a tatălui care a trecut la Domnul, Dumnezeu să-l ierte. Știți care a fost ultimul cuvânt al lui când s-a despărțit de mama? Să nu uiți că te iubesc. Dacă noi, oamenii, am înțelege și am învățat din exemplu și din trăirea altora cât de mare valoare au aceste cuvinte. Dacă noi, oamenii, am învățat să fim mai buni și dacă noi, oamenii, am învățat să folosim acest cuvânt, te iubesc,
Așa cum am scris această carte, am dedicat-o iubirii. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața. Și o altă carte care răspunsul e tu mă iubești. Dacă noi oamenii am învățat să ne iubim mai mult, dacă noi oamenii am învățat să ne iertăm atunci când poate ne greșim cu voie sau fără voie, să știți că viața noastră ar fi mult mai frumoasă. Și multe din bolile care astăzi ne ocupă trupul, care au pus stăpânire pe sufletul nostru, n-ar mai fi. De ce, mă veți întreba? Pentru că iubirea este cea care vindecă. Iubirea este cea care face totul. Și aș vrea să știți că din iubirea pe care o port Maicii Domnului, din iubirea pe care vă port vouă, dragii mei, cei care mă urmăriți în această oră sau mă veți urmări în reluare, a ales Sfântul Pangratie să vină la noi, să vină la ctitoria pe care eu am realizat-o, bisericuța din lemn Sfânta Maria, din voluntari Pipera, unde Sfântul a ales acest loc binecuvântat, ca această bisericuță, ca acest loc sfânt în care îngerii domnesc, pentru că îi se spune și Biserica Îngerilor, să vină Sfântul și să vă asculte dorințele voastre, ale celor care veniți și care, plângând, vă rugați să vă ajute. Știți, constat că mulți veniți cu bucurie și cu bucurie vă întoarceți să-i mulțumiți. Constat că mulți veniți și după aceea vă lăsați influențați de răutățile unora, care vă descurajează să vă continuați drumul rugăciunii, nu doar aici, la această biserică, ci la și la alte biserici. Doar că fiecare cizmar, știți, sau fiecare om are cizmarului, fiecare om are avocatului, fiecare om are medicului. Aici sunt invitați să vină oameni care rezonează și care se simt atrași de frumusețea naturii, de frumusețea simplității pe care le oferă această biserică maramureșană, care te duce de fapt la tradiția și folclorul acestui neam binecuvântat și de multe ori încercat de răutățile vrăjmașului. Le mulțumesc încă o dată șincanilor, celor de la Șinca Nouă care au venit și au înfrumusețat biserica noastră cu ștergare. Le mulțumesc titorilor care au venit și au ajutat și care încă mai vin să ne ajute să construim racla Sfântului Marelui Mucenic Pangratie, Sfântul Dorințelor. Și aș vrea să știți, iubiții mei, că toți cei care puneți un bănuț la construcția raclei, sunt sigur că aveți o dorință. Sunt conștient că fiecare om pe acest pământ are un dor, are o dorință, are o rugăciune pe care vrea să o înalțe către Dumnezeu și care îi cere Sfântului mijlocirea. Vă recomand să vă rugați tuturor sfinților, pentru că sfinții sunt mărgăritare ale cerului, iar preoții, cei care slujesc, sunt miniștri ai tainelor divine. Îi rog pe toți aceștia să ne unim în rugăciune. Îi rog pe toți aceștia să lăsăm pentru moment ranchiuna, să lăsăm pentru moment poate părerile sau tensiunile care se nasc între noi și să ne rugăm pentru pacea acestui popor și pentru fericirea lui. Îi rog pe toți părinții duhovnici care sunt lângă sfinte moaște. Avem atâtea moaște care au înfrumusețat și au împodobit această țară. Mă refer la Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului, Sfânta Parascheva de la Iași, Sfânta Tatiana de la Craiova, Sfântul Calinic de la Cernica, Sfânta Filoftea de la Curtea de Argeș, Sfântul Grigore de la Mănăstirea Bistrița și alți sfinți, Sfântul Pangratie de la Bisericuța Sfânta Maria din Lemn, din voluntari Pipera, Sfântul Nicolae și mulți alți sfinți, să vă ocrotească viața voastră
și să ne ocrotească pe noi, cei care ne vom ruga pentru dumneavoastră, cei care astăzi treceți prin necazuri și încercări, și să ne putem ruga ca atunci când veți veni la rugăciune, pe 26 martie, în ziua dorințelor, să vă pot citi dezlegările pentru farmece și blesteme, ca neamul dumneavoastră să se curețe și neamul nostru românesc, să se curețe de tot răul, de toată lucrarea, de toată neputința, pentru că în acea zi ne vom ruga și pentru cei care trec prin suferință, poporul vecin, pentru cei care au trecut la Domnul, pentru cei care și-au pierdut viața în război, indiferent că sunt ucrainieni sau sunt ruși sau sunt de altă naționalitate. Noi nu cântărim nația, ci sufletul fiecărui om, pentru că indiferent că te numești român sau te numești țigan sau te numești neamț sau etc., înaintea lui Dumnezeu sufletul tău este cel care cântărește, care are valoarea și care are de fapt trecerea prin vămile văzduhului în care ești întrebat câte fapte bune și câte fapte rele ai făcut în această viață, cât bine ai putut să faci și nu l-ai făcut, cât de mult ai judecat. Pentru că, vedeți, Părintele Arsenie Boca spunea, cu ce judecată judeci, cu aceea vei fi judecat. Eu am avut șansa să întâlnesc și să am ca duhovnic, un mare duhovnic al României, un mare preot, pe Părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea din județul Mureș. El a fost multă vreme în Plumbuita, la București. Era un preot foarte iubit de oameni, care încă din timpul vieții avea darul clarvederii. Îmi amintesc că multe întâlniri pe care le-am avut și de multe ori când vorbeam așa de la un ucenic mic cu sfinția sa, mă învăța că atunci când vă vorbesc, vă voi vorbi, să vă spun cât de mult vă iubește Dumnezeu și cât de mult vă iubește Maica Domnului, pentru că ea este împărăteasa cerului, pentru că ea este prezentă în fiecare biserică, acolo unde mergeți, să vă rugați și cu lacrimi să cereți ajutorul. Și cât de minunați sunt sfinții care sunt în ceruri și care sunt, iată, prezenți în sfintele noastre biserici, pentru că ei, de fapt, devin mijlocitori ai noștri, devin mijlocitori ai supărărilor noastre și suferă de multe ori cu noi. Iar cei care îi pomenim, îmi amintesc că am fost și la Sfântul Mina și am văzut câtă lume era acolo să-i ceară Sfântului ajutorul, este Sfântul Dreptății. Mi-aș dori ca toți cei care astăzi ați ascultat și ascultați această emisiune să înțelegeți că cel puțin o dată în viață trebuie să ajungeți și la Sfântul Pangratie, unde, punându-vă dorința în acolo în cutia dorințelor, să primiți răspuns. Și cei care doriți să-l aveți acasă și prin acest pachet, Darul Bucuriei, unde găsiți toate rugăciunile de dezlegare și acatistul Sfântului, împreună cu un delemn sfințit, un delemn care conține multă informație pozitivă, multă energie. De câte ori veți trece prin momente triste, supărări, să vă ungeți cu el și să cereți ajutorul Sfântului. Pentru că Sfântul n-a rămas niciodată dator. Îmi amintesc de momente în care oamenii au venit și au lăsat un acatist sau o mică jertfă la raclă și m-au sunat după o săptămână sau două că li s-au rezolvat problemele care n-au fost rezolvate în intervalul a 7-8 ani de zile. De ce vă spun acest lucru? Pentru că îmi amintesc de una din frumoasele fericiri pe care le auzim citindu-se la Sfânta Liturghie. Fericiți sunt cei cu inimă curată, că aceia
îl vor vedea pe Dumnezeu. Cei care au inima curată îl văd pe Dumnezeu prezent în fiecare zi în viața lor. Îl văd prin iubirea pe care o primesc și pe care o pot oferi fără măsură. Pentru că iubirea nu se poate măsura, dar o poți oferi cuiva fără măsură și fără ce a cere ceva la schimb. Cu privire la blesteme, cu privire la farmece, iubiții mei, dacă vă simțiți atacați, dacă vă simțiți într-această stare de neliniște, dacă vă simțiți bulversați în viața voastră, nu stați așa. Mergeți la preoți, căutați-vă duhovnicii care vă înțeleg suferințele voastre și care vă ajută. Căutați-vă, iubiții mei, mentorii spirituali, rugați-vă în rugăciunile voastre și pentru preoți, pomeniți-i și pe ei, așa cum vă rog să mă pomeniți și pe mine. Pomeniți-i și pe ierarhii noștri, pomeniți-i în rugăciuni, pentru că ei sunt acolo pentru a ne conduce. Sunt acolo pentru a fi buni și pentru a ne da exemplu de bunătate. Sunt acolo pentru ca noi, cei care astăzi vă vorbim, să primim acest dar minunat de a vă împărtăși bucuria și iubirea ce vine prin lumina dragostei, ce vine prin rugăciunea pe care noi o facem împreună și pe care noi, credincioșii, o înțelegem și o învățăm de fiecare dată când ascultăm o predică, când ascultăm o conferință sau când ascultăm, iată, un mesaj pe care îl transmitem și vi-l transmit pe calea undelor sau prin micul ecran sau prin cărțile pe care le vedeți și pe care vi le recomand să le luați în casa voastră și să le dați în mod special cadou tinerilor care își caută încă un sens în viață, pentru că multe vieți s-au schimbat, pentru că multe vieți, iubiții mei, sunt astăzi schimbate prin puterea rugăciunii, prin puterea credinței și nu numai prin puterea credinței, dar și prin puterea dragostei pe care noi, oamenii, o putem avea și o avem de fiecare dată atunci când ne rugăm împreună. Pe micul ecran aveți un număr de telefon care văd că se repetă. Mai există un număr de telefon pe care aș ruga regia să-l modifice: 0728 376 889. Acel număr și aceste numere de fapt sunt dedicate acelor oameni care vor să primească acest dar al bucuriei, să-l primească pe sfânt în casa lor și de ce nu și cărțile, pentru că cărțile despre care vă vorbesc, icoana Sfântului și pachetul Darul Bucuriei, sunt darul pe care voi vi-l puteți acorda sufletului vostru. Vi-l puteți acorda vouă, dragii mei, celor care astăzi căutați un nou drum și o nouă șansă la ceea ce numim șansa schimbării, șansa viitorului. Fiecare om își dorește ceva mai bun. Fiecare om își dorește ca în viața lui să se producă o schimbare. Fiecare om crede și mai are speranța că într-o zi îi va fi din nou bine. De aceea îi rog pe toți aceia care nu și-au pierdut credința să nu se piardă și să înțeleagă că dacă astăzi suferă, dacă astăzi au vreun blestem sau dacă astăzi sunt beneficiari unor farmece care s-au făcut pe casa lor, pe hainele lor, pe familia lor, toate aceste blesteme și farmece vor putea fi dezlegate și vor putea, de fapt,
fi distruse prin puterea dezlegărilor și a rugăciunilor pe care preoții, noi, duhovnicii, le facem pentru sufletele dumneavoastră. V-aș recomanda celor care doriți să vă eliberați de suferință, să-l luați ca ocrotitor pe Sfântul Pangratie, să-i cereți ajutorul, să cereți Sfântului Pangratie să vă fie ocrotitor și să-i citiți acatistul. Și cerându-i Sfântului ajutorul, și cerându-i Sfântului, de fapt, ocrotirea și nu numai, și a Maicii Domnului, să primiți binecuvântarea cea cerească. Vă aștept cu drag la Bisericuța din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, să vă închinați la Sfânt, să vă luați icoana sau darul bucuriei sau să ne ajutați la construcția raclei. Să spunem rugăciunea de final, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă ajute să ne reîntâlnim cu bine și să ne vedem cu bine. Puteți nota numerele de pe micul ecran și să cereți ca în casa voastră să ajungă Sfântul. Doamne ajută!